Vrem să vă prezentăm și să trecem la ultima, dar nu cea din urmă, companie care a obținut Vector 10 și dacă ne amintim, anul trecut eram sigur mult mai puțin cu 10. Teraplast, felicitări și o invit pe Ioana Birta, CFO Teraplast Group, să ne spună cum a fost acest an la Teraplast. Ne bucurăm foarte mult pentru această recunoaștere a eforturilor noastre. A fost un an cu multe evenimente pentru noi. Un an în care acțiunile Teraplast au avut cea mai bună performanță la BVB. Am fost una dintre cele trei companii românești incluse în indicii FTSE. Am acordat dividende cu randament de 6%, în linie cu randamentele oferite de companii străine similare, pentru a le mulțumi acționarilor pentru încrederea acordată. Am făcut două exituri, divizia Steel și businessul de profile tâmplărie și o achiziție. Vânzarea Steel a fost în top 10 tranzacții de M&A din România, conform raportului Emerging Europe realizat de CMS. Acum, în an aniversar, deoarece 2021 este anul în care Teraplast aniversează 125 de ani de tradiție, grupul nostru începe un nou capitol. Vom investi 32 de milioane de euro în dezvoltarea viitoare a grupului și vom fi cel puțin la fel de determinați și de puternici cum am fost până acum. Am demonstrat de-a lungul timpului că avem experiența de a fructifica oportunitățile din piață și de a crește business-ul de succes. Am livrat în 2020 rezultate dintre cele mai bune și plănuim să facem în continuare. Toate acestea au în spate, pe lângă viziune, muncă constantă, determinare și preocuparea spre îmbunătățire continuă. Pentru noi este prioritar să oferim informații la timp, complete, astfel că acționarii noștri și potențiali investitori să fie informați în deciziile pe care le iau. Suntem de asemenea deschiși la dialog și accesibili cu potențiali investitori, primim chiar și sugestii de la acționari. Ne dezvoltăm în continuare instrumentele de IR, calitatea comunicării, ca să fim în contact permanent cu acționarii, analiștii și potențiali investitori. Prin încrederea pe care piața de capital ne oferă, ne dezvoltăm și aducem plus valoare acționarilor, colegilor noștri și partenerilor. Iar această notă 10 obținută la Vector ne arată că suntem pe drumul cel bun. Mulțumim, Arir, pentru activitatea pe care o depuneți în interesul pieței de capital și pentru acest cadru în care dezvoltarea este accesibilă celor care și-o doresc.